mama să ruți. Dulce, dulce, până la sânge. Sau să mă respingi grav. Da. Vrei să spui ceva, Răzvan? Înainte de toate, vreau să fac un mare anunț în această dimineață la Star Matinal. Cum ar fi? Sunt foarte traumatizat și terorizat în aceste momente de Raluca Dumitru. Iar pe pauza de publicitate, așa, mi-a spart dinții. Cum? Uite. Măi, l-ai ciobit? Deci te-am făcut fisură de dinte. Mi-ai tras una atât de tare că mi-ai spart dintele. Vreau să le spui tuturor ce am făcut cu mine. Spectatorilor, spune-le că tu spui doar varianta ta, cum îți convine ție mai bine. De varianta ce am ta ajuns mai târziu la Star Matinal. De ce am ajuns în stadiul de a-ți fisura dintele, pentru că de fiecare dată mă traumatizez. Varianta ta mai târziu, da, la Star Matinal. Dimineața. Da. Lasă că ne zici varianta ta. Ideea e că acum propunerea mea e că trebuie să mergi la dentist. Astăzi trebuie neapărat să mergi. Și astăzi, din păcate, nu o să pot să mănânci alune. Îți plac alunele? Da. Mănânci așa la un film, simți nevoia de a mânca ceva sărat. Am venit să-ți mănânc portofel și să fac. Lasă că dacă tu nu poți să mănânci, mănânc eu porție dublă, că mie îmi plac alunele mult. Și mie îmi plac foarte mult. Și neprăjite. Coapte, pardon, la cuptor. Da, sunt foarte bune. Foarte, foarte bune. Alunele stimulează și îmbunătățesc digestia, previn apariția cancerului de colon, oferă protecție pentru sistemul cardiovascular, menține pielea tânără și sănătoasă, te ajută să slăbești, sunt recomandate persoanelor care au intoleranță la gluten și asigură necesarul de proteine. Mai mult, alunele previn formarea pietrelor la rinichi. Tu spuneai că ai pietre la rinichi sau nisip la rinichi? Ceva de genul ai sau nu ai? Da. Nu, că și eu cred că am, pentru că simt... Și din gura, pietre la fier, la rinichi, oh, sunt... Ești bolnavior, mi-a foarte multe probleme de alune. Uite, previn apariția pietrelor la rinichi. Doctorul mi-a interzis să mănânc semințe, alune, nuci. Să știi că și eu am dureri de rinichi și cred că cu siguranță dacă nu am pietre am nisip. Da? Da. Aolea, eu vreau știu... să întreb pe domnul Remus Ionescu dacă în această dimineață, nu știu cum s-au așezat astea, dar scorpionii sunt foarte agresivi, domnule Remus Ionescu. Scorpionul mi-a spart dinții. Și berbecii sunt terorizați. Nici nu mai pot să scot bine consoanele și vocalele.